Una dintre cele mai răspândite afecțiuni de sănătate și care, din păcate, îngrijorează enorm de mult, sunt acele pierderi de memorie episodice sau permanente. Tocmai din acest motiv, alături de noi este medicul neurolog Alexandru Grumeza, care ne va relata despre simptome, cauze și, evident, cum putem să tratăm aceste pierderi de memorie. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Lumea, în general, se adresează cu astfel de întrebări la medici, vin să zică: doctore, am senzația că uit detalii elementare sau lucruri pe care anterior le știam ca pe tatăl nostru? Da, sunt. Este o cauză de adresabilitate, problema de memorie sau una din, din acuzile pacienților care vin, adeseori scot pe prim plan și problema de memorare. Uneori sunt aduși, că se întâmplă să fie pierderi de memorie acută. Așa. Când pacientul, fiind în stare de bine general, brusc uită evenimentele, uită unde se află, uită elemente de proprie persoană. Domnule Grumeza, totuși se spune că un copil începe să aibă memorie de la 10-12 luni, cam așa, însă prima amintire o formăm la 4 ani, cam așa ceva. Când noi, în calitate de părinți, ar trebui să ne punem semne de întrebare privind memoria copilului nostru? Vorbim de problema de a învăța o poezie pe de rost pentru școală sau nu ține minte un număr de telefon. La ce trebuie să atragem atenție? Fiindcă memoria este o caracteristică destul de complexă și noi de obicei atragem atenția la capacitatea copilului, de exemplu, de a memora, a lectura și așa mai departe, dar sunt și alte procese legate de memorie, de exemplu, faptul cum copilul înțelege anumite evenimente din viață. Asta și este în principiu memoria, de a capta și a stoca evenimentele și pe urmă de a opera cu ele. Okay. Deci, poate, nu neapărat din problema de memorie, copilul să nu memoreze la fel de bine ca semenii săi anumite poezii sau lecturi, dar dacă el în viața de zi cu zi se orientează bine, înțelege ceea ce se întâmplă, ce sunt lucruri, ce trebuie de făcut cu aceste lucruri, ce este periculos, ce evit, atunci nu este o problemă. Nu? Așa. Și pentru adulți, că noi de regulă punem un semn de egalitate între pierderea memoriei și diagnosticul de boală Alzheimer. Și nu ar trebui să facem lucrul ăsta, pentru că se pot întâmpla și separat. Da, desigur. Alzheimerul este o boală, deci una din problemele de memorie din categoria bolilor degenerative, așa numite, când oarecum se pierd cantități mari de neuroni responsabili sau implicați în procesele de memorare. La fel sunt, de exemplu, și probleme de memorare în cadrul demențelor vasculare. Deci când sunt boli legate, cu toții cunoaștem iarăși problemele legate de vase, dar este una din problema secolului, spunem, că suferința vaselor și suferința asta de oxigenare cronică sau de lipsă, insuficiența de vascularizare cronică a creierului tot duce la apariția problemelor de memorie, dar și în cadrul altor boli. Deci memoria, pierderile de memorie sau deficitul de memorie poate fi și ca un simptom al altor boli. Deci trebuie să fim foarte atenți de la o vârstă fragedă a copiilor și noi, în calitate de adulți, să monitorizăm modul în care ținem minte anumite detalii importante. Se zice că memoria trebuie să fie antrenată. Cum o facem? Există niște recomandări din partea specialiștilor? Da, e memoria ca și cu exercițiile fizice. Trebuie practicate, creierul are aceeași capacitate. Dacă el este implicat și antrenat în procesul de memorare, această calitate se îmbunătățește. Și ca să fie o memorie bună, sunt mai mulți factori care trebuie să ajute în întărirea memoriei. Deci, intensitatea stimulului care provoacă memoria, sau știm bine că memoria, cel mai bine, când este asociată și cu senzații. Așa. Da. Deci cât mai intensă senzația pe care o primim, cu atât mai adânc se depozitează la noi în memorie. Aha. Durata de expunere la stimul, da, și repetitivitatea. Adică cât mai mult repetăm, cu atât mai bine. Trebuie să fim consecvenți. Exact. Și disem undeva că și muzica antrenează foarte bine memoria. Exact. Este la fel un factor... Tocmai de aia că provoacă și senzația. Deci senzații care sunt... Mai citisem eu undeva că cele mai bune reținere au loc în contextul asocierii cu animalele. Cel puțin pentru copii.
despre banană, o asociezi cu maimuță și astfel cu siguranță vei ține minte cum e acest fruct. Da. Ce facem noi, adulții? Facem aceleași exerciții ca și cei mici? Da, doar să găsim acei stimuli care într-adevăr ne pot provoca senzații, impresii și să ne dorim să le retrăim din nou. Acum chiar am o curiozitate. Sunt foarte mulți oameni care au o ținere de minte tare bună, probabil prea bună, dar rețin niște detalii care ulterior nu le trebuiește. Da? Nu știu, un detaliu banal. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Cum alege creierul nostru ce informație stochează și pe care o lasă așa, mai în umbră? Da, sunt diferite fenomene, exact așa cum sunt pierderile de memorie și este hipermemorarea. Așa. Sunt personalități cărui s-au dedicat și cărți care au o capacități chiar inexplicabile, deci pentru știință, cum pot memora și care este principiul lor de a memora pe durată foarte scurtă, dar capacități foarte mari de informație, aparent nelegată între ea, adică chiar și haotică, dar sunt fenomene. Dar e și asta o afecțiune de sănătate, hipermemorie? Ar trebui să fie tratată, consultată? Dacă nu este asociată și cu alte manifestări, cu alte probleme, adeseori legate de, iarăși, de manifestări psihice, atunci nu ar fi o problemă. Amintirile fac parte din bagajul memoriei? Sau ține mai mult de subconștient? Da, sigur, sigur. E cam aceeași. Și acum am marea dilemă shakespeariană. Mai mulți medici neurologi susțin că atâta timp cât survine o nouă informație, creierul împinge informațiile anterioare. Ele pe bune se uită sau rămân undeva? Da, e vorba de capacitatea de stocare. Așa. Și apoi operare. Dacă este o informație, iarăși vorbim și despre memoria de scurtă durată și de memoria de lungă durată. Cu cât mai mult noi avem contact cu anumite informații, cât mai solid ea se stochează în memoria noastră, să spunem așa, în subconștientul nostru. Dacă e o informație trecută în timp și cu care noi nu operăm, ea evident dispare și pe contul ăsta apar alte. Așa se produce. Nu de atât că capacitatea are oricum limitată. Nu avem un hard disk aici. Și trebuie să o suplinim. Bine că nu se face defragmentarea informațiilor în creier. Există, nu știu, un test pentru a vedea cât de bun ești la memorie? Sau ar trebui să mergem la un consult de specialitate să vedem dacă e bine sau nu? Da, sunt foarte multe teste pe care evidențează capacitatea de memorare, dacă este o problemă și cât este ea de gravă, de fapt, și totodată ne ajută să identificăm dacă este o problemă veritabilă de memorie sau este o pseudo problemă de memorie legată, de exemplu, în cadrul depresiilor. Există și așa ceva, o pseudo-pierdere de memorie sau când blocăm anumite și de alte probleme, dar în cadrul unor probleme medicale se manifestă ca doar ca un simptom aparent legat doar de memorie. Dar la substrat e de fapt altceva. Așa, deci trebuie să facem un soi de anamneză, da? Să vedem pe ansamblu tot. Anamneză e examinare, dar uneori e o examinare destul de complexă ca să ajungem la concluzia ce a provocat această dereglare de memorie. Și evident vreau să vă întreb despre importanța alimentației pentru o memorie și cât de necesară este hrănirea creierului și a acestui detaliu în dezvoltarea copilului, bună oară. Alimentarea este importantă în general pentru sănătatea omului. Se fac cercetări, toți încearcă a găsi acel aliment sau element miraculos care îți poate instant în mări capacitate de memorare. Nu este chiar așa. Bine, se presupune că produsele din categoria boboaselor, nucușoarelor sunt eficiente, dar până la urmă cel mai eficient este alimentarea sănătoasă, ceea ce ne permite să păstrăm starea de sănătate generală bună. Uh-huh. Atunci când organismul funcționează bine și memoria este bună. Deci toate sunt regla într-un șir. Exact, aceleași aporturi de glucoză, fiindcă este unica sursă de energie pentru creier, care operează și inclusiv în procesele cognitive de memorare. De asta trebuie să fie o alimentare echilibrată. Minunat, un mod sănătos de viață, o alimentație potrivită și un consult regulat. Aparent, dacă apar careva dubii, suspiciuni, evident, e cazul să fie apelat și un specialist. Ce specialist?
Neurolog? Poate începi și cu medicul de familie. Așa. De ce nu? Da? Dar ulterior, ulterior, dacă este... Dacă medicul de familie consideră că ar trebui aprofundat și identificate anumite aspecte, da, poate face referire și la neurolog, poate fi și la psiholog, și la psihiatru, în dependență de substraturile identificat. Minunat. Deci trebuie să ținem cont și de background-ul stării organismului. Domnule Grămeza, mulțumesc tare frumos pentru prezență. Vă mai așteptăm cu mare drag. O să ținem minte cu siguranță toate recomandările dumneavoastră aici.